până seara. Astăzi vom vorbi despre un subiect pe care îl consider interesant și care are foarte multe aplicații și foarte multe mă rog, foarte mulți oameni care se confruntă cu acest fenomen. Și mă gândeam să prezint cum l-am înțeles eu. Și o să vorbim despre telepatie. Se vede? Ok. Bun. Și începem cu omuleții noștri. Care omuleții noștri îi știți? Omuleții noștri care au un conștient, un suflet și un sine. Conștient, suflet, sine. Și altele fundament. Bun. Ce este telepatia? Telepatia este capacitatea, este fenomenul, procesul prin care se transmite un gând de la emițător la receptor. Spuneam că există o capacitate a creierului și anume aceea de a se comporta ca un emițător și ca un receptor. Da? Și că, din păcate, n-am zis eu, nu mai știu cine a spus-o, creierul este un organ minunat, dar nu am primit manualul lui de întrebuințare. Și că trebuie să învățăm să îl folosim. Deci procesul prin care se transmite un gând de la un om la altul se numește telepatie. Bun. Ce am eu de spus? Care sunt caracteristicile care fac ca doi oameni să poată să recepționeze un gând? Este faptul că cele două creiere funcționează la aceeași frecvență. Deci când două creiere funcționează pe aceeași frecvență, înseamnă că ele emit și recepționează pe aceeași frecvență. De asta, de obicei, telepatia este mai accesibilă soților, părinților și copiilor, fraților între ei, gemenilor. Pentru că au caracteristici comune genetice și automat frecvența creierilor este asemănătoare. Este mai accesibil subconștientelor de grup, oamenilor care fac parte dintr-un grup. Da? De exemplu, mănăstirile tibetane, mănăstirile ortodoxe, dar mai rar. Da? Au descoperit și că există telepatia. Telepatia am învățat-o de la Părintele Argatu. Prima mea experiență de natură telepatică a fost când am ajuns la el la chilie și la un moment dat îmi tot veneam minte că trebuie să aprind candele. Mă gândesc, cum să aprind eu candele, domne, la omul în chilie? De-abia deja am ajuns și bine și mă apuc eu să aprind candele la Ivan. Și am zis, nu mă bag. Și iar îmi vine minte că trebuie să aprind candele. Și iar nu mă bag. Și la un moment dat, Părintele Argatu zice, nervos, măi, dar nu se gândește chiar nimeni să aprindă candelele la icoane? Și în momentul respectiv mi-am dat seama că gândul venea de la el. Această comunicare a mea cu Părintele a continuat. Și vreau să spun că atunci când avea nevoie de mine, pentru că Părintele era destul de în vârstă și nu mai putea să țină post negru. Și atunci post negru țineau elevii lui, ucenicii lui, că erau călugări, că eram mireni. Avea și câțiva elevi mireni. În general, studenți la medicină a crescut el, pentru că știa că medicina va trebui să schimbe. Și atunci mi-a crescut mai mulți medici în felul ăsta. A continuat cu faptul că el nu putea să-mi vorbească și nici să-mi dea exemple sau să mă corecteze verbal, pentru că preoții sunt legați și mai ales călugării sunt legați prin jurământul taină și ei nu pot să vorbească despre anumite lucruri. Nici măcar despre reîncarnare. Ca un exemplu, la un moment dat a fost întrebat Părintele Argatu de o fată: Părinte, dar cu reîncarnarea asta cu mine. Și atunci Părintele Argatu i-a zis doar atât: dar pentru ce mă ispitești? Adică n-a zis nici da, nici nu. Dar nici n-a negat, nici n-a aprobat. Și atunci, relația mea a continuat prin faptul că mă chema când aveam nevoie și știam miercuri asta sau mâine trebuia să mă duc la mănăstire. Țineam portnec, îmi făceam, mă rog, ritualurile mele și atunci mă duceam și participam la exorcizări. Telepatia, deci, mă rog, ca sistem de comunicare, l-am întâlnit și în spital. Să știți că cel mai important, din punctul ăsta de vedere, a fost profesorul George Ionescu. Profesorul George Ionescu, care a fost un tip cu totul și cu totul special. La un moment dat m-am dus la directorul Spitalului Obreji, am zis că vreau să fac stagiatura pe secția de psihiatrie. M-a întrebat de ce. Am zis că, dom'le, mă interesează mult special asta care vreau să urmez ca specialitate și m-a trimis la profesorul Ionescu. Când am ajuns la profesorul Ionescu, dom'le, eu am atâta de bandată, nu am mai văzut decât la mine în casă. La mine, pe biroul meu. Pe biroul meu, cad foi așa. Mai primesc câte o foaie, o pun acolo și tot așa. Foi, cărți, dar tot așa. Doamne, și când am ajuns acolo, primul meu gând a fost: Doamne, ce dezordine! Ei, faptul că am gândit asta a făcut să mă apropie de profesorul Ionescu, care avea capacități telepatice. Și vreau să spun că atunci când apărea cazuri deosebite sau pur și simplu, era și ușor pentru că eu locuiam lângă Spitalul Nou, pur și simplu mă trezeam cu el în minte și îmi spunea: vino la spital, acum. Drăguț este că, vă dați seama, eram stagiar, să te duci noaptea pe secția de psihiatrie, oricui s-ar fi părut ciudat, el fiind șeful secției de psihiatrie de la Clinic 1, deci mă întâlneam cu el pe hol și se părea absolut curios. Îmi spuneam: bună seara, domnul doctor. Mă duceam și îmi vedeam de pacienți. Pentru că, mă rog, și-a dat seama că eu sunt un pic altfel, un nebun special. Vreau să spun că a existat un moment în viața mea în care nu am mai vrut să mă duc pe clinicul, nu, pentru că încercam să vorbesc medicilor de una alta și medicii considerau că sunt pe din afară. Lor le dedic emisiunea asta. O să o pun cu dedicație colegilor mei medici care consideră că telepatia se face parte din paranoia. La un moment dat am vrut să renunț. Să mai duc pe secția de psihiatrie. Pentru că îmi fac picioarele de secția asta de psihiatrie. Că voi sunteți niște, toți niște proști. Doamne, și în ziua am zis că bine, mi-am interminte să mă duc pentru ultima oară. Și că m-am dus pe secția de psihiatrie, a venit profesorul și pentru prima dată de când eram acolo, eram de vreo lună, mi-a zis: astăzi facem vizită. Bun. Facem vizită. Și m-am dus și mergeam la fiecare pacient. Și la fiecare pacient la care eram, dădea exact soluțiile și diagnosticele care le dădesem eu. Asta mai este. Asta încă nu e. Încă e treabă. Asta așa, asta așa, asta pleacă mâine, asta. Și în momentul respectiv, după care a început să vorbească despre insuflarea Coranului de către Arhanghelul Gavril. Vă dați seama, într-o vizită de medici, un profesor să vorbească despre așa ceva. Și în momentul ăla mi-am dat seama că este totul altfel și motivul pentru care l-am stimat foarte mult. Vreau să vă spun că sunt multe lucruri care m-au uimit. Dincolo de capacitățile lui telepatice și posibilitatea lui de a vindeca. Și dacă am scris A treia venire, este și pentru că acolo apare el ca profesor. este momentul în care l-am văzut de Sfântul Gheorghe, în sala de mese. Și vreau să spun că era în sala de mese, sub icoana ucinea cea de taină. Deci în sala de mese unde a spitalului, adică a clinicii, unde muncau bolnavi. Era pusă icoana ucinea cea de taină, el era în centru și în lateral erau medicii primari, deci doctoranzi, medicii primari, și până în cealaltă părți ale mesei, unde erau studenții și infirmierile, asistentele. Așa că profesorul a fost într-adevăr un inițiat și un tip care știu să scrie printre rânduri. Era chiar simpatic, că spunea că toți scriitorii au tulburări de personalitate, el însuși fiind scriitor. Iar în cartea lui mi se pare că despre tulburările de personalitate apare ca și grafică elogiul nebuniei. Sunt, mă rog, graficele, nu știu cum se cheamă. Desenele aia din elogiul nebuniei. Bun. Evident că la un moment dat l-am întrebat, bun, și dacă există această telepatie, de ce nu discută despre ea? Și mi s-a spus, nu mi s-a spus foarte clar, dar la un moment dat m-a trimis să văd un pacient. Pacienta era o profesoară de franceză, care la un moment dat a crezut ea că comunică telepatic cu un alt profesor și că o iubește și că se iubește și s-a înfiripat o iubire la nivel mental și asta și-a făcut bagaje și s-a dus la om acasă. Asta căsătorit cu copii. Evident că au luat și au internat de la psihiatrie. Și o să explic chiar și cazul ăsta ce s-a întâmplat, pentru că și mie mi s-a întâmplat să vină pacienți de-ai mei la mine să spună că eu am o relație telepatică cu ei. Și că, mă rog, la nivelul ăla cine știe ce se întâmplă. Bun. Există, într-adevăr, pe calea gândului și intervenția demonului. Și nu numai intervenția demonului, există mai multe tipuri de intervenții care fac ca să nu fie întru totul eficient. Deci asta există. E demonstrată științific, etc. Dar pe calea acestui gând se pot întâmpla multe și atunci se poate ca mesajul dintr-o parte, într-alta, să ajungă cum să spun eu, distorsionat, dacă nu schimbat, dacă nu totul altul. Atunci, telepatia nu este un instrument eficient decât între minți foarte puternice, foarte clare, foarte curate. Dacă știu foarte clar cine e celălalt, care știu foarte clar care e rău, care e Dumnezeu, care e restul. Da? Deci sunt capacitățile astea sunt la oameni care au o conștiință de sine foarte dezvoltată. Pentru că gândiți-vă, din neamul de gânduri, eu trebuie să știu foarte clar care e a celuilalt. Care e al meu, care sunt din jur și care e a celui care îmi transmite. Și atunci, e foarte greu să ajung la acest nivel de comunicare telepatică. Există, dar se face prin exercițiu îndelungat. Bun. Și mai este ceva. Această capacitate telepatică este mult mai eficientă după trezirea spirituală, în conștiința s-a unit cu sinele și cu sufletul și formează o sferă. Pentru că atunci puterea este maximă. Deci se pune problema de puterea creierului. Evident, această putere a creierului este dată de vârsta astrală. Cu cât vârsta astrală mai mare, cu atât puterea de a emite este mai mare. Există de asemenea câmpul receptor, la nivelul chakrei 5. Și cu cât câmpul de receptor este mai mare, cu atât capacitatea de a primi informații telepatică este mai mare. Deci sunt o grămadă de factori care influențează procesul telepatic. Da? Bun. Acum o să răspundem la întrebări, pentru că avem o grămadă. Am vorbit despre mecanismul care stă la baza telepatiei. Orice om are capacitate nativă de a comunica telepatic? Absolut nu. Pentru că aici intervine vibrația pe care funcționează creierul, puterea de emisie a creierului, cât folosim noi. Deci, vreau să vă spun că eu în viața mea am întâlnit doar o dată un singur om care folosea peste 90% din capacitatea creierului. 1. Restul, până și noi ăștia mari maestri, ne apropiem în 60, dar un singur om întâlnit care avea capacitatea creierului să facă peste 90. Și culmea, nu se ocupa de probleme spirituale, unde a face. Transmiterea informației și a stărilor telepatice este mai fascinantă de persoane care au relație de rudenie sau de iubire? Absolut, da. De ce? E foarte simplu. În momentul în care apare relația de iubire, automat apar ce? Stringuri. 7 stinguri. Deci, automat, capacitatea de a transmite informații este mai mare. Da? Frații gemeni, această conexiune mai puternică încă din viața intrauterină? Absolut, da. Și mai ales gemenii univitelini, deci gemenii care au gene asemănătoare, care sunt identice aproape genetic. De ce? Pentru că gena predispune, deci formează creierul. Gena, nu formează creierul. Creierul este rezultat și al genei, dar și al educației, da? Dar, în general, gemenii au genele asemănătoare. Ceea ce diferă la ei este spiritul, dar sufletul, și genele sunt asemănătoare. Deci, cum spun eu, posibilitatea de a comunica telepatic este cu mult mai mare la gemeni decât la oamenii obișnuiți. Capacitatea de a comunica telepatic crește prin evoluție spirituală și prin deschiderea celui de-al treilea ochi. Cel de-al treilea ochi nu are treabă cu, cum să spun eu, cu telepatie. Cel de-al treilea ochi are capacitatea de clar vedere. Da? Cu clar viziune. Adică a vedea lumea de dincolo. Lumea așa cum este. Aure, câmpuri, îngeri, demoni. Deci nu are treabă cu telepatie. Da? Telepatia este un rezultat al creierului pe ansamblu. Evident că există capacitatea telepatică care se manifestă la nivel de sine. Deci fără să întrebuințeze neapărat mecanism, adică mental. Dar asta este cu totul altceva. Aici vorbim despre telepatie ca fenomen al creierului. Credeți că se practică manipularea prin telepatie în domeniul vânzărilor? Absolut, da. Întâmplarea face că am avut un pacient la spital care ne-a povestit cum a făcut cursuri și cum în cadrul cursurilor de vânzări, nu știu ce vindea el, era, cum să spun eu, era învățat ca în momentul în care vrea să convingă pe cineva să cumpere un lucru, să se concentreze pe porțiunea dintre sprincene. Asta înseamnă influențarea mentalului unui om. Inducerea de senzații și nevoi și cu telepatie se consideră un act magic. Știți, apropo de magie, asta este pentru confrații mei doctori care zic că sunt paranoi că vorbesc despre magie și ei sunt săraci. Eu zic că dacă prostia ar durea, spitalele ar fi pline de medici, pacienți. Se întâmplă următorul fenomen. Odată m-a întrebat un prieten. Doamne, explicăm și mie cum este magia într-o frază. Și am zis, Doamne, crezi în telepatie? Absolut, da. Deci pot să transmit un gând, eu, de la mine, la tine. Da. Bun. E demonstrat științific, e perfect. Bun. Doamne, dacă eu îți transmit și îți bag în câmpuri un gând negativ, aia se numește magie. Orice program indus prin activitate mentală, prin telepatie, prin orice formă de magie, orice formă de ritual, se cheamă magie. Telepatia, însă, și poate să fie o formă de atac psihic, în cazul în care ceea ce se urmărește este rănirea și manipularea unui om. Se pot bloca informațiile care ne vin pe cale mentală? Păi, asta se poate. Dar depinde foarte mult de puterea celui care blochează și de puterea celui care produce. Evident că cea mai bună apărare este atacul. Deci dacă cineva încearcă să-mi inducă în câmpuri un gând negativ pe cale telepatică, cea mai bună soluție este să îl lovesc. Da? În general, rugăciunea este una dintre cele mai bune forme de protecție telepatică. Rugăciunea și postul. Comunicarea telepatică se produce prin stinguri. Poate să fie în acest fel considerat o încărcare liberă de arbitru. Păi, dacă inducerea unui gând se face fără voia omului respectiv și omul respectiv este determinat să facă ceva, se numește atapsie. Și încalcă liberul arbitru. Evident că dacă eu am cunoaștere și folosesc telepatia ca un mod de a manipula un om, de a-l face să facă un anume lucru, aia se numește încărcarea liberă. Ce se prepedepsește din punct de vedere divin. De pe legal, mă duc și spun, știți, m-a atacapsit cineva. Asta e o prostie. Transmiterea de informații telepatice se întâmplă doar între persoane care rezonează una cu alta. Asta absolut da. Deci nu se pot produce. Deci soluția ca să mă rup de o persoană care încearcă să mă controleze, să zicem, mental, este să-mi schimb vibrații. Rugăciunea cea mai simplă formă de a-mi schimba vibrația. Sau coborârea. Depinde. Nu mă găsește. Dacă mă duc la minus, adică, dacă sunt 10 ceruri, mă rog, haideți să luăm, sunt 10 ceruri. Și sunt și la minus. Comunicarea nu se poate face decât între persoane de același nivel energetic. Nu invers. Deci nu se poate face așa. În cruce. Deci, doar cei de la nivelul 7, 6 pot să comunice cu cei de la nivelul 6. Pentru că vibrează acolo. Până și aici. Nivelurile astea sunt multe. Nu? Cer 6 înseamnă foarte mult. Nu este de la cerul 6 la 7. Este o grămadă de vibrații. Dar oricum, asemănarea face ca să fie informația transmisă altfel intră direct la nivel de sine? Nu. Pentru că noi avem câmpuri de protecție. Informațiile trec în toate câmpurile de protecție. Nu se duce direct la nivel de sine. Ne protejează Dumnezeu, nu așa? Păi așa fiecare care cum e destul de cretin să apucă să-mi influențeze mie sine. Nu dă drumul voie la așa ceva. Ar vrea unii, dar nu e chiar așa. Slavă Domnului că nu se duce direct la nivel de sine. Adică până la nivel de sine sunt o grămadă de câmpuri de protecție. Nu se duce direct la nivel de sine. Putem primi informații sub formă de imagini, de exemplu, mă dați să-mi timp rugăciunea comunicării cu divinitatea. Asta nu ține de telepatie, ține de altceva. Ține de harul divin. Pacienții care sunt în comă pot fi ajutați prin transmiterea de informații de la nivel de sine? Absolut da. Se poate comunica telepatic cu persoanele care sunt în comă. Adică pot să întreb de ce, dacă vrea, dacă nu vrea să se mai întoarcă. Comunicarea telepatică cu o persoană care este în comă poate să-ți dea inclusiv... Am avut un caz, o fată care era în comă, o fată cu o lumină interioară foarte mare, cu o vârstă stară foarte mare. Toată lumea îi dădea șanse de supraviețuire, dar m-am conectat la ea și mi-a zis că ea nu vrea să se mai întoarcă. Și evident că am comunicat părinților, Domnule, părerea mea e cum se mai întoarce, că nu vrea fata respectivă. A murit. Evident, își ajută familia. Ce vreau să spun este că evident că se poate comunica telepatic cu o persoană care este în comă. Eu am văzut cazul ăsta la la spital. Mi-a venit o bătrânică care era foarte supărată că nu știu ce-i făcut să fisul, nu mai țin minte ce-i făcut să fisul. Și era într-o semicatatonie. Teoretic, în vechea școală de medicină, s-a făcut o injecție cu apă distilată și durerea ar fi trezit-o la viață. Numai că la ora actuală nu se mai practică niște... nu se mai practică procedee terapeutice atât de dure. Și atunci, ea stătea într-o semi-așa. Singurul pe care putea să-l facă era să se ridicau asistentele în fond dimineața sau la prânz și le dau de mâncare cu lingurița, nu putea să-și deschidă ochii. Mă rog, și într-o zi, profesorul s-a supărat și i-a zis foarte clar, chiar dacă teoretic ea nu auzea, dacă până mâine nu te ridici în picioare, zice, te dau afară că nu o să țin patul ocupat din cauza ta că nu vrei să te întorci. Eu am adăugat, pentru că el era foarte bun, apropo de articolul meu despre depresivi. Deodată oamenii, că ea era o depresivă, de fapt, deodată oamenii trebuie bubuiți un pic ca să înțeleagă că viața e frumoasă. Și atunci se găsește și modalitatea prin care pot fi bubuiți, astfel încât să trezesc la viață. A doua zi, pătrâna se plimba pe bol, își ținea pleoapele cu mâinile, că nu putea să și le țină. Deci când s-a întors în trup, nu erau toate funcțiile puse la lume, dar se plimba pe bol. Așa că, este prima șpagă pe care am făcut-o ca doctor. Am primit 5 ouă de la pătrâna asta. Pot să recunosc că am făcut o șpagă. Uriașă, dar erau de țară. Se poate folosi terapie? Da. Este adevărat că terapia este de fapt o facultate primară care a fost pierdută în cursul evoluției? Nu. Telepatia este o metodă de transmitere a gândurilor, nu a instinctelor. Ceea ce își transmit animalele, că își transmit frică, că se atrag unele pe altele. Aia nu e telepatie. Telepatia este o caracteristică specifică spiritelor superioare. Deci, eu cred că, nu cred, sunt sigur, numai oamenii superiori pot să fie buni telepați, pentru că un om inferior nici nu s-ar gândi că există telepatie, pentru că nu are conștiință de sine. Telepatia presupune inclusiv conștiință de sine. Nu să fii telepat fără să ai conștiință de sine. Visele pot fi influențate prin telepatie? Absolut, da. Pot fi influențate prin telepatie, numai că se numește taxi și se plătește. Așa că dacă aveți impresia că cineva vă influențează visele prin telepatie, se judecată fi divin și se rezolvă. Visele premonitori pot fi transmise telepatice din partea ghizilor? Absolut, da. Există vise premonitori care sunt de la Dumnezeu și asta pot să fie de la Îngerul Păzitor, care te avertizează pentru ceva. Dar trebuie să faci și diferența între ce vine de la demon și ce vine de la... Pentru că oamenii nu au această capacitate. În momentul în care poți să influențezi, și sunt mulți care au destulă minte să facă tâmpenii de genul ăsta, adică destulă minte, putere, că minte, nu? E destul după aceea să-ți dai seama că de fapt nu e de la Dumnezeu. Și atunci v-am zis, aici intervine divinitatea și când faci prostii de genul ăsta, se plătesc crunt. Telepatia este acel lucru cu sugestia. Nu. Sugestia este verbală, telepatia este mentală. Da? A sugera ceva presupune a induce prin intermediul cuvintelor. Da? Telepatia presupune transmiterea unui gând. Telepatia este folosită în cazul atacurilor psihice? Absolut, da. Din păcate, da. Numai că eu repet, ca unul care știu că e mult mai ușor să lovești decât să vindeci. Numai când loviți, trebuie să țineți seama că întotdeauna se va găsi cineva care să vină să spună capac. Și acel cineva care ți este trimis de Dumnezeu să spună capac, sigur îți va pune capac, că de-aia l-a trimis pe și nu pe altul. Telepatia se bazează pe intuiție? Nu. Telepatia nu are nicio legătură cu intuiția. Intuiția este cu totul altceva. Decriptarea mesajelor pe care ți le transmite sufletul de la Enteo, Sunt Dumnezeu, este cu totul altceva decât telepatia. Telepatia este un act voluntar sau un act de receptor. Adică eu mă golesc de gânduri și aștept să-mi vină gândul cuiva. Sau eu mă încarc cu energie și emit un gând cu intenție la cineva. Sau se poate produce spontan. Telepatie spontană. Știi? Spontană. Ne-am gândit amândoi la același lucru în același timp. Aia se numește telepatie. Trebuie practicată conștient și repetat pentru a avea parte de ea? Da. Telepatia se dezvoltă. Prima oară îți dai seama dacă poți și ai acel creier ca să poți să practici telepatia. După care, în timp, exersând treaba asta, deci, pe principiu receptor emițător, mai întâi receptează unul, emite celălalt, mai după aia emite celălalt, receptează celălalt, se poate dezvolta. Putem comunica telepatic cu natura, cu plantele sau cu animale? Nu este telepatie. Repet, telepatia este între oameni. Pot să mă conectez mental la un animal. Corect. Dar ăla nu gândește. Eu o să transform în gând o senzație sau un instinct al lui. Ăla nu o să spună, știi, mi-e foame, mi-e sete, că nu știe română. Nici nu o să spună în engleză sau în altă limbă, da? Tu o să recepționezi sentimentele și instinctele animalului respectiv. Că e furie, că e frică, că e foame, că e sete, că se plictisește. Am întâlnit și mă conectat la o pisică și se plictisea îngrozitor. Mă plictisesc. Am dorit. Mă plictisesc. Deci, da, eu traduc în limbaj, deci în gând, ceea ce simte ea. Ea nu știe, știi, eu pisică, etajul 9, mă plictisesc. Da? Nu are... Există un limbaj al animalelor, dar este un limbaj vechi, ca să zic așa. Foarte sărac în cuvinte. E mai mult intenții și... intenții. Sunt mai mult senzații și sentimente decât gând. Cum ar trebui să începem să dezvoltăm abilitatea telepatică? În primul rând, creșterea capacităților creierului. Capacitatea creierului crește prin folosirea lui. Cu cât îl folosești mai mult, cu atât va fi mai bun. Dacă nu îl folosești, nu crește ca puterea. Asta presupune gândire, studiu. Presupune de la rebus și la orice, la decriptări, la cărți, la absolut orice dezvoltă creierul. Creierul este un aparat pe care tu îl dezvolți. Are o componentă genetică. N-am zis-o eu, am zis-o laureatul Premiului Nobel pentru Medicină dintr-un an, nu mai știu care, 2000, că nu gândirea este un rezultat al creierului, ci creierul un rezultat al gândirii. Comunicarea din planele superioare pot fi recepționate mai ușor dacă avem antrenat abilitatea telepatică. Bun, telepatia sau această relație mentală cu entitățile din alte planuri, evident că trebuie dezvoltată. Pentru că este cât se poate de evident că un înger va emite pe altă vibrație decât un om. Și atunci, evident, ca să ajung la nivelul la care să aud, între ghilimele, cu schizo de rigoare, îngerii, trebuie să cresc vibrația creierului. Pe când dacă vreau să comunic cu spiritele inferioare, trebuie să scad vibrația creierului. Eu am făcut această cale de a face creierul să se muleze pe mediul în care prin care mă duc, trecând prin diverse puncte de vibrație. Da? Una este vibrația dintr-un club underground și alta este vibrația la Atos. Da? Și atunci, evident, fluctuațiile astea de vibrație te fac să ajungi să gândești coerent, indiferent de vibrația de jur. Și e foarte important asta. Se numește statornicia în gândire. Deci e foarte important să-mi păstrez statornicia în gândire, indiferent de vibrația care este în jurul meu. Da? Asta se dezvoltă în timp și prin antrenament. Și atunci, într-adevăr, pot să vorbesc și cu un spirit care, mă rog, a murit și nu e la un nivel foarte înalt. Dar pot să comunic și cu un telepatic și cu un înger din cerul mare. Haideți ca o glumă, că ziceam, vreau să povestesc despre treaba asta. La un moment dat făceam un test dacă demonii sunt sensibili telepatic. Și eram la exercitare la Părintele Argatu și rămăsese, deci Părintele, după rugăciune, ieșise afară cu oamenii și povestea el acolo. Și eu am rămas în chilie la el cu fata care era posedată. Chipul. Acum am dat seama că nu era o posesie, era pur și simplu o trezire spirituală și înăuntru fata respectivă era un bărbat de la care vrea cu totul altceva decât faptul să fie femeie și mai știu eu ce. Dar nu are importanța asta. Cel este că spiritul din fata respectivă era un spirit inferior. Și cum stăteam eu acolo că, printre altele, la un moment dat aveam misiunea complexă și adâncă să pun apă în gălețile unde făcea Părintele Argatu, zic, ia să văd eu. Da. Acum mă gândesc dacă a fost gândul meu sau a fost al Părintele Argatu. Ia să mă văd eu dacă demonul este sensibil telepatic. nu stăteam cu spatele acolo, încep să gândesc. Și mă conectam la ea și ziceam, tu nu ești un drac, tu ești pai de mama ta, ești un nimeni, nu ești bun de nimic. La care ea, din spate, termină-te, lasă-mă în pace. Eu continui. Ești un drac de la mici și prost, nu ești bun de nimic. Termină, că dacă nu te termin, zice, seamă cu carafa asta, cu aghiazmă în cap. Eu îmi vedeam de lucru, cu spatele rea, și zic, oricum nu poți să faci, nu ești bună de nimic. Dom'le, și nu pot. Evident că am venit și mi-a întâmplat aghiazmă în cap. Bun, eu sunt de la care testez. Și zic, și n-am fost mulțumit. M-am apucat, mă duc, m-am dus mai încolo. Dar ce-ai cu coiană, nu știu mai ce. Mă duc mai încolo și încep să... doar atâta poți. Deci numai totul. Deci tot dialogul mă conecta la el pe cea mental. Nu mai atâta poți. Nu ești bun de nimic. Asta e disperată. Dacă nu termin... Părintele Argatu avea un cățel, că era propășit pe acolo, pe la el. Și îi dădeau de mâncare. Și cum nu era lumea în chirie, intrase în chirie. Zice, dacă nu te potolești, iau câinele ăsta și arunc pe geam. Arunci pe geam, tu nu poți să arunci niciun câine pe geam. Nu vă spun că a luat câinele și l-a aruncat pe geam. Bun, drăguțul de cățel a căzut în... Avea părintele un de-asta mare cu flori. A căzut în flori, n-a avut nimic, doar că totul a văzut lumea că fuge dintre flori. Și așa m-am liniștit eu cu comunicarea telepatică cu demon. Bun, tipul a venit, se adusă cu salvarea de la spitalul de urgență. O lua sărară, tipa era economistă, o lua sărară, se speriase la un control. Fiscul, nu mai știu exact. Cert este că a ajuns de la spitalul nou și de acolo părinții l-au dus la Părintele Argatu ca să exorcizeze. Numai că era, din punctul meu de vedere, la ora actuală, cu mintea de acum, o trezire spirituală și atât. Cum începem să ne dezvoltăm capacitatea de răbdare? Încercând. Comunicând. Da? Și că dacă sunt o ființă telepatică, este obligatoriu să primezi răspunsul la orice întrebare așa. Evident că nu. Știți, apropo de minciuna pe omisiune, Dumnezeu nu o să vă spună niciodată tot. Deci nu înseamnă că El minte. Poate că nu ești pregătit să afli ceva. O să-ți spun și o să afli, o să spună și o să afli când o să ai voie. Nu. Așa fiecare om are impresia că poate să răspundă, să primească răspunsul la orice întrebare. Evident că nu. De asta sunt tainele cerului. Și de asta nu trebuie descoperite. Chiar și eu văd dacă am voie sau nu să spun tot la un moment dat. Că nu chiar ajunge la orice nebun de asta. Începe să influențeze mental, că doar că vrea el. Nu se poate așa ceva. După aia vin unii ca mine și trimite la mine, băi, rezolvați-vă ăsta, că nebunește lumea. Și rezolvă. Te rezolvă imediat dacă faci cu ăsta. Telepatia este folosită în mentalism? Da. Da, poate să fie folosită în mentalism. De ce? Pentru că în momentul în care se pun întrebări, există reacții ale corpului. Și tu își vezi dacă persoana respectivă spune adevărul sau nu. Pentru că atunci când spune adevărul, parcă spune cu toate structurile. Când nu spune adevărul, spune cu doar o parte din structuri. Și atunci ușor să-ți dai seama. Telepatia este forma mai avansată de empatie? Da. Deci, atracția instinctuală este prima care creează conexiune. După care urmează empatia. Empatia înseamnă, cum să spun, transferul ăsta emoțional. Înseamnă capacitatea de a simți ce simte celălalt și ce se întâmplă cu celălalt. Și iar capacitatea superioară este telepatia. Și în telepatie, ba și telepatie. Este foarte utilă la terapeuți și mai ales la psihoterapeuți. Pentru că un psihoterapeut e foarte important să fie un foarte bun empat și un foarte bun mentalist. Pentru că, tocmai ca să înțeleagă omul din fața lui. Și ce probleme are omul, pe care nici măcar nu le conștientizează. Pot fi spionați inamicii de către paranormal prin telepatie? Absolut, da. Pentru că prin telepatie se poate sonda subconștientul unui individ. Și poți să afli adevărul. Sau da. Evident, poți să afli orice adevăr vreau. Nu există, cum să spun eu, foarte rar se pot construi bariere energetice atât de puternice încât să nu poată să fie sondat subconștientul unui om. De asta eu, de exemplu, nu știu nimic. Adică eu nu fac din plantele astea, tocmai pentru că poate fi sondat subconștientul. Da? Există lucruri pe care nu pot fi sondate. Subconștientul, mintea unui om, eu prefer să nu știu. Eu prefer să nu știu nici măcar ce fac eu. Pentru că dacă știu ce fac eu, automat poate să știe și altcineva. Mă refer la planul de perspectivă, de... Da? Și atunci eu fac ceea ce trebuie în fiecare zi. Cum zicea Mântuitor, tu ne ajunge grija zilei de azi. Nu fac eu planuri în perspectivă foarte mare. Tocmai pentru că, în momentul în care cineva ar putea să afle aceste planuri, s-ar opune. Da? Nu te ajută nimeni. Majoritatea. Dacă vrei să te împiedici cineva, îl pui acolo pe Facebook ce vrei să faci și sigur nu o să mai poți să faci. Pentru că te aranjează prietenii. Deci prietenii de pe Facebook te aranjează să nu mai faci nimic. Nu cei care îți dau like-uri. Cei care doar o urmăresc. Și că pot influența prin puterea mea telepatică propria stare de sănătate? În sensul comunicării cu propriul organism. Aia nu se numește telepatie. Repet. Telepatia presupune nivelul conștient. Conștient. Da? Dacă la nivelul ficatului considerăm că este o sublume în care există entități conștiente, mă rog, asta este de analizat. Sublumi unde există entități conștiente, da, pot să am o comunicare telepatică cu ele. Admițând asta. Dar nu pot să am o comunicare telepatică, știi, cu fierea mea. Știi, fierea mea ce faci? Hai că am mâncat grasă azi. Și mi-e cam rău. Ce pot să fac? Îmi imaginez că beau lămâie. Și îmi trece. Nu merge. Deci, în altă linie de idei. De multe ori, a te băga tu singur în organismul tău face mai mult rău decât programele pe care le-a pus Dumnezeu acolo. Nu degeaba unii se dă acces la inimă, la organe, la... Pentru că poți să produci dezechilibre mai mari decât. Ca să nu spun că afectarea stării de sănătate a unui alt om prin intermediul unui gând se numește atac. Da? De ce e importantă telepatia? Păi este foarte important. În principiu, în viitor, dacă o să plecăm cu nave spațiale care o să meargă cu viteze supraluminice, păi cam în cât timp o să ajungă semnalul unei comunicări de pe nava spațială pe Pământ? După 100 de ani. Și atunci, e clar că nu pot să am o comunicare pe cale o electromagnetică, da? Pentru că dacă merg 100 de ani lumină, ca să întoarcă informația înapoi, îți trebuie 100 de ani lumină. Deci, evident că aia nu e o cale de urmat ca și transfer de informații în perspectivă. Și atunci, singurul lucru care ne rămâne este telepatia. Telepatia va fi comunicarea viitorului între Pământ și stațiile, mă rog, care o să plece. Vreau să vă spun ceva. Pe navetele spațiale se trimit piloți care sunt ăștia care se trimit pe navetele spațiale sau pe stațiile orbitale sunt antrenați și în telepatie. Mulți în paranormal care ajung acolo. Cum putem face diferența între gândurile noastre și un gând telepatic? Greu. Că de asta înseamnă să fii, dacă ești un bun telepat, înseamnă că faci diferența între gândurile tale și gândurile care vin de la unul meu. Asta presupune să știu foarte clar cine sunt eu, să stau foarte curat în minte, să nu fiu influențat de entități negative din jur. Da? Deci asta presupune. Că nu am karmă, că multe. Și mai ales că știu foarte clar de unde vine gândul respectiv. Adică pot să traduc semnalul energetic, gândul care îmi vine și odată cu el să văd și imaginea celui care l-a trimis. Cum se simte la nivel energetic și la nivel fizic o recepție telepatică? Păi la nivel fizic depinde de individ. Sunt oameni care au gânduri puternice și când îți vine în cap zici că te-a lovit cineva în cap. A zis că îți dea globul. El doar ți-a transmis în gând. Dar fiind foarte puternic gândul, a zis, uf! unul dintre antrenori imediat m-a înțeles. Tocmai când vine, zic, bine, mai încerc că mă distruge, aruncând de la de protecție, de îngrozitor de puternic. Și acum, dar în momentul respectiv îți apare imaginea omului. Evident, sunt oameni care se ascund în spatele imaginii altora, că de asta e problema. Să faci discernirea între cine este cu adevărat și cine este în spate. Între un veritabil și un demon. Pot să apară oricine. Da? Deci, vorbeam... care sunt căile prin care se poate realiza telepatia? Telepatia se poate realiza prin dimensiunea noastră, adică de la conștient la conștient. Da? Și prin dimensiunea atemporală, de la nivel de sine la nivel de sine. Problema de diferența asta între ce cred unii și ce e în realitate este tocmai pentru că se conectează mental, poate că la nivelul de sine al cuiva s-a luat cu totul altcineva și a impresia că este persoana respectivă. De asta o ia orara cu capul. Unii. Zic că primesc totul de la Dumnezeu sau de la Argișan și e o raznă. Nu comunic telepatic cu nimeni. Pe această cale. Nu am timp, nu am chef și mă plictisești de îngrozitor. Eu știu că există. Eu fac niște emisiuni pentru că alții să înțeleagă. Dar pe mine mă interesează să comunic telepatic cu nimeni. Eu vreau să comunic telepatic cu televizorul meu seara când ajung acasă și să mă uit la Mentalistul sau eu știu ce CSI Miami. Lucrurile astea care te fac să te uiți tălâm pentru că oricum nu te... Adică nu-ți necesită o energie mentală prea mare. Și sunt imagine frumoase așa. Miami, chestii, jeepuri, mare, palmieri. Dar în rest nu mă interesează să comunic telepatic cu nimeni când ajung acasă după o zi de muncă. De ce nu toți oamenii sunt telepați? Repet. Pentru că e diferență de material. Știți? Materialul poate să fie mai bun, mai puțin bun sau prost. Dacă e materialul prost, nu o să faci niciodată din el telepat. Dar și dacă e materialul bun, nu e neapărat posibil să ajungă în telepat. Și oamenii foarte sensibili pot să ajungă buni telepați sau schizo cu acte în regulă. Da? Deci o să vorbim despre asta. Bun. Haideți ca să încheiem cu treaba asta. Trecem iar la domnișorul nostru. Ca să înțelegeți. Când se trezește individul, simplificăm desenul. Ia gândiți-vă că, mă rog, e puțin verde. Ia gândiți-vă că, la un moment dat, Asta merge? Merge. La un moment dat, am un furt. Și am un polițist, un telepat. Și când doarme hoțul, da? Mă duc așa și mă conectez la subconștient și întreb unde e taboul? Și îți vine aminte. La masă. Da, dar unde e cenușa? În sobă. Și atunci știi unde să cauți. Și ce să găsești. Măcar că să demonstrezi că l-a furat. Ați înțeles? Deci e foarte important să ai paranormal în. Sau unde e dinamicul, sau unde e tancul, sau unde e bomba, sau unde e casemata, sau unde e... Sondarea subconștientelor este o formă de armă psi. Că de-aia s-a învățat arma psi. Bun. Altceva. La ce mai poate să fie folosit? Mă rog. Asta este una dintre aplicații. Vorbeam despre diferența. În momentul în care se trezește spiritualul un om, el urcă cu șarpele Kundalini, sinele, până la nivel de chakra. Și până la nivel de chakra 6. Bun, în momentul în care sinele omului, mă rog, mă amuzam, în momentul în care sinele omului ajunge la nivel de chakra 6, da? Asta e 5, 4, 3, 2, 1. În momentul în care este aici, la nivel de chakra 6, el se deschide mental către lumea spirituală. Și el începe să audă gânduri. Evident, confrații mei medici care nu știu nimic despre om, o să zică că e schizo. Dar ei sunt tălâmbi. Pentru că orice individ care ajunge la acest nivel și își rezolvă problema și face ordine în cap, astfel încât să știe foarte clar care este el în mulțimea asta de gânduri, se transformă într-un inițiat. Eu asta le spun la pacienții mei. Băi, ești aici. Auzi gânduri. Ai două posibilități. Ori te duci la doctor și treci pe Xanax sau mama lor, ce căcatul le mai dau acum prin spitale. Ori te duci în partea asta, înțelegi ce ți se întâmplă, îți rezolvi problemele din cap, prin psihoterapie, rugăciune, post, dezlegări, etc. și te transformi într-un inițiat. Ce preferi? Să-ți dea 2 milioane statul, că ești nebun, sau să devii un inițiat? Deci, asta e etapa prin care trece orice trezit spiritual. Evident, la unii este mai puțin dură, la alții e mai dură. Este mai dură la cei cu orgoliu mai mare și cei mai sensibili. Dar toți ce trec prin această deschidere către lumea spirituală și, evident, ăștia devin pot să devină buni telepați. Da? Dar asta nu înseamnă că au telepatie cu mine. Pot să se conecteze la orice câmp al meu, la orice entitate. Sau la orice entitate al meu, sau că au legătură cu Hristos. Că ăștia, de obicei, ori au cu Hristos, ori au... Da? Îi atacă cineva. Deci, în timp, prin rezolvarea și prin înțelegerea de unde îți vine gândul, se poate ajunge să devii bun. Sper că v-am fost de folos apropo de telepatie. Telepatie este un proces foarte drăguț. Și foarte interesant. Există un parametru în radiestezie care folosește în dezvoltarea telepatiei și anume piecul. Deci capacitatea de a transmite și concentra energie. Evident că cu cât piecul este mai mare, cu această capacitate este mai mare și, evident, vârsta astrală, care este un factor important. Femeile sunt mai sensibile telepatic decât bărbații. Bine. Da? Sunt și mai empate, au de obicei mintea unită mai se unește mai repede cu sufletul și din cauza asta. Și sunt mai apropiate către spiritualitate decât bărbați. Bine! Sper că v-am fost de văzut. V-am dat niște date cât de cât să vă puneți la punct probleme legate de telepatie. Evident că trebuie să încerc să văd cum e treaba asta. Mă gândesc la cineva. Cel mai simplu. Mă gândesc la cineva. Îi spun, transmit telepatic să mă sune. Mă sun. E cea mai simplă formă. Mă gândesc telepatic la cineva să. Și atunci se poate face. Evident că dacă fac asta cu un om de 100 de ori pe zi, aia se numește taxi. Dar dacă fac și eu data aia să vedem dacă merge, este cu totul altceva. Pot să exersez ca să văd. Am întâlnit cazuri de influențări telepatice la nivelul la care persoana a avut impresia că a fost sunată, i s-a spus locul întâlnirii și s-a dus ca și cum ar fi primit telefon. Și întâlnirea a avut loc. Atât de bună era tipa care a făcut acest lucru. Și există oameni de genul ăsta. Adică i-a transmis mental, vezi că ne întâlnim la ora de, la data de, în locul de. Ea s-a dus, convinsă că, și după câteva zile și-a dat seama că nu, că de fapt n-a vorbit la niciun telefon. Și de unde știa că trebuie să duc acolo. Și adică a fi că de fapt a influențat-o la distanță. Da? de se fac inclusiv așa ceva. Să vă fie de folos. O seară bună vă doresc!